situația actuală privind evoluția pestei porcine africane în România. În România, virusul este prezent în 13 județe. Aș vrea să fac o remarcă necesară pentru cunoaștere. Nu tot teritoriul județelor, nu teritoriul județului respectiv sau toate teritoriile județelor respective sunt ocupate așa cum se interpretează în mod exagerat pentru a da imaginea aceasta de situație pierdută de sub control. Domnule Daia, ne-ați spus că pesta porcină nu intră în țară pe bicicletă. Aveți dreptate. Căci dacă mă uit la modul cum ați gestionat această criză, probabil că dacă ar fi intrat pe bicicletă, i-ați fi făcut piste speciale. După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daia. Să ferească Dumnezeu domnilor semnatari ca să urmeze ce a urmat pe perioada lui Caragea, o ploaie dezastroasă și cel mai mare cutremur din România și veți fi răspunzători. Unul la mână, guvernul a făcut-o de oaie. Doi, ministrul agriculturii devenit oaia neagră a guvernului poate deveni mielul de sacrificiu a guvernului. Principalele atribuții în gestionarea pestei porcine nu revin ministrului agriculturii, ci revin autorității naționale sanitar-veterinare. Mai mult decât atât, cred că dacă doreați cu adevărat să discutăm politic despre această problemă a pestei porcine, cred că ar fi trebuit să provocați o dezbatere în Parlament la care să o invitați pe doamna prim-ministru. Liviu Dragnea a venit și a numit la Ministerul Agriculturii un berbec. Nu masculul alfa, ci a pus berbecul care se pierde de turmă. Vi se pare absolut normal ca un deputat în Parlamentul României să facă într-un fel deloc, dar deloc neacademic un ministru, indiferent cine ar fi acesta. Și, stimate doamne, chiar nu e cazul să aplaudă.